Suntem în secțiunea din Noul Testament ce surprinde nașterea și incredibila creștere a bisericii în deceniile și generațiile de început ale primului secol creștin. Partea a doua a primului capitol al cărții Faptele Apostolilor ne arată pe ucenici împreună cu mama lui Isus și cu femeile care îi slujiseră și înainte, reuniți la rugăciune în camera de sus, de care îi lega atâtea amintiri. Și mai important, se organizau frecvent asemenea întâlniri ale credincioșilor. La una dintre ele, Simon Petru s-a ridicat din mijlocul celor peste 150 de oameni prezenți și a propus completarea echipei apostolice. Prin tragere la sorți, a fost desemnat Matia, care să-l înlocuiască pe Iuda Iscariotanul, care se descalificase prin trădare și apoi se sinucisese. Există opinia, la care se raliază și John Vernon McGee, că această inițiativă și alegere n-au fost întru totul dorința lui Dumnezeu, care a lăsat totuși ca asta să se petreacă pentru ca lucrarea în ansamblu să nu treneze. Și că nu Matia i-a luat în realitate locul lui Iuda, vorbește mai cu seamă realitatea că în Noul Testament nu se mai spune nimic despre Matia și lucrarea sa. O temă de reflexie și pentru noi, pentru momentele când lucrarea lui Dumnezeu necesită selectarea unor oameni. În acord cu ce promiseseră în mod repetat Dumnezeu Tatăl și Fiul, Iisus Hristos, inclusiv în Faptele, capitolul 1, versetul 8, se apropia clipa pogorârii Duhului Sfânt, care avea să devină resursa principală de har și putere spirituală de atunci încoace și peste tot. Este cert că Duhul Sfânt locuiește chiar acum în credincioși. Slujba lor și a noastră este să-i fim martori, să facem din Domnul Iisus Hristos atracția centrală. Este nu doar mandatul pentru trupul comunitar al bisericii, este o poruncă personală adresată fiecărui creștin care trebuie să-și o asume. Misiunea noastră este să ducem lumii cuvântul lui Dumnezeu. Domnul vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, să ne facem așadar partea în această mare lucrare. Pentru a proclama și împrăștia Evanghelia, avem nevoie de putere. Iisus a promis că va fi cu noi prin Duhul Său și că va fi și în noi, că va lucra în și prin biserica sa, prin intermediul fiecărei slujbe și lucrări. Să-L lăsăm, deci, să se desfășoare. Iisus ne-a poruncit să-L mărturisim, să ducem vestea cea bună a Evangheliei până la capătul pământului. Dorința și planul său înseamnă Evanghelia oricui și peste tot în lume. Să ne întrebăm mereu, ce facem noi ca să-L ducem pe Iisus lumii, să punem lumea în contact cu Iisus? Vom continua să ne uităm în fiecare din capitolele scrierii biblice care ne informează despre începuturile creștinismului, și anume Cartea Faptele Apostolilor. La 50 de zile după ce Iisus Hristos a fost înviat din morți, urmașii săi erau adunați la oaltă pentru a celebra împreună cu restul poporului evreu ziua cincizecimii. Și nu a fost o întâmplare sau un accident. Sărbătoarea secerișului sau a săptămânilor avea loc la 50 de zile după Paști. Și tocmai aceasta a fost ziua aleasă pentru pogorârea Duhului Sfânt peste credincioșii care vor forma prima comunitate creștină, consfințindu-se astfel nașterea bisericii. Data viitoare vom afla ce face Duhul Sfânt pentru biserică odată trimis.